Salutare pe aici, bine v-am regăsit la cariera noastră senzațională de mirobolantă, de magnifică, de... cum vreți voi, cu Academia Rapida. Astăzi o să debutăm, cred, sau nu știu, sau... Așadar, s-au terminat amicale, o să ne uităm aici unde era ședul. Băi, eu ok, n-am pierdut, dar nici 3 egaluri și 3 victorii nu prea sunt de ajuns pentru a face o figură frumoasă sezonul acesta în Liga a doua. O să vedem pe aici ce se mai întâmplă și cine ne-a căutat și ce transferuri să mai facem. Am așa la primul meci, îl avem contra acela la Chintia Târgoviște, dar înainte de toate trebuie să vă prezint că așa am vorbit. Transferurile împrumutați, avem Iulius Giura, atacant, Petru Scroitoru, Andrei Mihu, transferat direct, Marius Dulcă, fundaș dreapta, am împrumutat, Saad, ca de obicei, sezonul trecut a fost unul briliant pentru el, de aceea l-am luat înapoi la echipă, Carlos Burian, încă un atacant cumpărat, Erdal Ali, fundaș central, Alexandru Grigoraș, atacant, Ionuț Drăgan, mijlocaș, Florin Păun, atacant, Silviu Stanciu este și fundaș central și de bandă dreaptă, Nelu Bucă este împrumutat, care l-am avut și sezonul trecut și care a făcut un sezon destul de ok, așa că să-l cărăm și pe Liga a doua, că de ce nu. Boian îl aveam, Olariu era la noi, Cavago era la noi, Beșleagă la fel, Mureșan la fel, Șchiau la fel, Ciocârlă și Doru Bratu la fel. Dacă nu am cele mai mari emoții în... Ia te lași, te joacă de-a minuță, bă, băiatule, ai de capul meu, Chindia. Mereu a reprezentat o forță în Liga a doua, ții minte că an de an IRL-ii se bat la promovare și sunt mereu printre primii, dar acum să vedem, sunt foarte curios și am foarte mare emoții chiar să joacă pe stadionul nostru, nu știu ce să zic, un 4-2-3-1. Este destul de ofensiv. Oh, da, avem Giura la marginea careului, greșește pasta, bă, frate. Începe cu nu se poate mai bine. E minutul 10 și ăștia au mare atac, Cerchez. Cerchez e bun, frate. Centrare acum din corner. Pericol și salvăm. Wow. Denis Alibek la FCSB 2. Serios? Și ăștia acum în Liga 2 ai bat pe Hermannstadt, având în vedere că... în fine, Giura bate bine, prinde Banic sau Banici, nu știu. Hai, se pare că în Liga a doua FCSB 2 conduce pe Hermannstadt, însă în cupă, na, ei au bătaie. Sadre recuperează bine acolo, pasă pentru Giura, Giura pasă la Bărbălău, sau greșește pasa, Cerchez respinge. Pleacă ăștia, dar își strică contraatacul, nu și-l mai strică lui, Tici. Pasă, nicio pasă, șut foarte slab. Și mi-am cam făcut toate schimbările, băi, sper să nu intervină vreo accidentare sau vreun roșu, că nu mai am schimbări să fac, uite, Marsic ce să pleacă. Da, și suntem conduși Lomo, primul gol în Liga a doua, nu debutăm chiar așa de ok, cadem pe locul 14, ai ce nașpa. Marsic ar la balon. Hai să recuperăm, că nu-mi place atacul ăsta. Cerchez. Bine, a recuperat bine. Haide, Manea. Bine, lung, Sad. Adulcă. Mingea nu-i bine deloc. Recuperăm. La minuță e acolo, bă, băiat. Ok, Manea. Olariu. Mamă, ce lack of sharpness și obosit e Olariu. Nu pot să cred. Ce spin face acolo. Mingea a stat și 1-1, frate. 1-1 egal în Chindia Târgoviște. Foarte, e bine, extraordinar de bine. Doamne, tocmai ce am spus, că dacă vine o... Cine facem noi să accident asta, da? Traf. Ce să mai facem acum? Avem om în minus. Sad a ieșit că e accidentat, n-am cu cine să-l înlocuiesc. Băi, băiatule, ce... Cerchez pleacă, intră ca ori din apă, mană, frate. Nu s-a terminat faza ăștia, corner. Bate de-a minuță. Respingem. Luetici. Băi, au ăștia la sârbi. Luetici, Manici, Marsici, Banici. Haide, Duc, hai că e finalul partidei, ne apropiem.
Și nu mai facem absolut nimic, mă, frate. Cum să avem noi pretenții? Ai, Cerchez nu intra bine. Bine acolo la Rio, foarte bine pe recuperare. Nu mai stai, dați-o lung, bratule, nu pot să cred că ai greșit apără, manea. Oi, de capul meu. Emoții, meci greu, corner, respinge, mai respinge bine. Bine acolo, haide pe unul. Hai pe unul. Băi, băiatule, cum poți să greșești pasa aia? Colariu acolo se apropie, meciul e final, oh, ce paradă. Bine că le-am și mingea afară. Mai sunt câteva secunde, nu cred că o să mai țin arbitru, sincer. Da, și se termină. Se termină, debutăm în Liga a doua cu un egal. Dacă primul meci am crezut că n-a fost unul prietenos și a fost Chindia Târgoviște o boabă destul de grea, ei bine, cei de la Astra Giurgiu sunt un adversar de un calibru mai mare și ce să spun, e mai greu să ne bată ăștia, să ne sune apa în cap. Wow, în cați, aș fi atent aici, Sove, Vâlceanu, frate, Balauri, Lazar în poartă, Belu în apărare. Ce să le fac eu la ăștia, mă, frate? Eu am numai desculți, numai pe accidentați și terminați și vai de capul și de viața mea. Balauri, minge pentru Sove, a, scapă, bine, Manea, bă, ce bine apără Manea, uite, nu cred. Vâlceanu avansează acolo, să o vestare la cap, bară, Dulca respinge, doamne. Bă, acum Radunovic centrează, uite ce CSM Ioveni conduce pe CSB 2. Hai bine, scăpăm, Grigoraș, hai de pasă la Giura, nu reușește centrarea, Dulca însă centrează pe lung, respingă ăștia, bă, hai acum în Liga a doua, nu o să mai las jucătorii așa liberi. Să facă ce vor ei, o să fiu mai strict. Centrarea se lasă în corner, peste poartă, sigur. Radunovic, Toma Militaru. Pasă pentru Sove, scapă singur și 1-0. Iar suntem conduși. Da. Toma cu până la Belu, Balaure, șut. Da. Radunovic, frate, cu un șut imparabil. Da, nu știu când era bătaie, dar 3-lea minut de prelungire, Razărul dă tare să scap de ăștia, nici joacă la trecerea timpului, noi ocazie nu mai avem. Au încercat băieții, nu știu cât au putut, dar fără rezultat și se termină 2-0 pentru Astra Giurgiu 2. Olimpia Satu Mare, azi vin ce joacă aici, uite, Alexandru Muscă, atacant celor la Brăila. Ce să mai am care atacant bun de viitor, scapă Muscă acolo pe dreapta, șutează? Foarte puțin pe lângă poartă. Pericol, cum am spus. Șleagă, să avem noi primul atac acum frumos, Cavagoe. Minge la Bărbălău, centrează spre Giura și 1-0, mă, deschide scorul la noi acasă din minutul 12. Surprinzător, în fine, ne-ar prinde extraordinar de bine 3 puncte azi. Manea, o dă tare, respingă ăștia până la Muscă, Dorobratul dă tot în el și în fine. Scăpăm cu Bărbălău, intră în careu, pasă, nu, șut, respinge Coitorul, avem corner, după respingerea Coitorul, Cavagoe centrează, dar mingea respinsă ușor, nu scăpa Bărbălău, da, nici nu ține pentru noi, respinsă ăștia până la Muscă, scapă Muscă, prinde Manea în prima dată și a doua, nu mai apucă, frate, egalează ăștia Muscă, am spus că e periculos, nu mă ascultă nimeni, nu respingem bine deloc. Dar se revanșează Manea. O dă bine. Să Bărbălău ajunge în Giura, recuperează pe lângă poartă. Nu pot să cred cum poți rata așa. E incredibil. Ok, acolo dă bine Gheorghe până la Giura. Cedrează bine Bărbălău peste poartă, bă, frate. Cedrează Bărbălău, respinsă Gheorghe la marginea careului. Pasează lui Stanciu, o pierde și Muscă pornește un contraatac. Ibrahimovic, what the fuck. Vince. Oi, ce tackling a încercat acolo Stanciu. Oi, de capul meu, cât pe ce să luăm și bătaie, mă. Pe final. Haide, Manea, dă-o tare, dă-o spre poartă, băi. O, ce pasă bine acolo pentru Giura. Centrează. Ajunge Bărbălău, ajunge Grigoraș și 2-1, mă, frate. 2-1, suntem foarte aproape de prima victorie. Doamne, cum a fost golul ăsta, bă. Hai, Stanciu, dă-o tare, dă-o să fluere, dă-o mama e de minge, în sfârșit. În sfârșit bate, m-a dat Grigoraș gol, așa ceva, nu vine să cred, să mor eu.
Academia Clincine astăzi, adversara noastră, să vedem o Alexandru Lazar la de la Viitorul, Costin Gheorghe de la Gazmetan. De unde au mă ăștia echipele astea? Ești nebun la cam, eu nu vine să cred. Jucăm pe Clincene Arena, 1900 de locuri, de 10 ori mai mică decât a noastră. Nu ne place. Și începe meciul, jucăm în Vișiniu. Cred că e premieră. E destul de nașpa să începem așa campionatul, avem destui accidentați, destui suspendați. Greu pot să fac un prim 11 mai capabil, deoarece am nevoie de minim 3 tineri sub 21 de ani în primul 11. Dar o să descurcă și băieții cum pot. Fine. Florea acolo și Ștepasa Manea respinge prost. Dulca acolo, Groza, Mureșan, nu trage, n-apucă. Nu-i penalti. Băi, să-mi bap. Da, ce să spun, minutul 8, direct gheață în ghete, frate. Cum să mă ajuți când ai Alexandru Iacob? Gol, minutul 8. Ia, și Gheorghe Costin, de care am vorbit 2-0, 2 minute mai târziu. Păi cum, dar mai joacă tu, că uite, centrează și Lazar, despre care am spus că, na, mai joacă. Poate reușim și noi un atac măcar. Grigore scapă acolo. Hai de fi capabil. Cum mă, frate, să dai așa în portar? Aveai tot spațiul porții la dispoziție. Fine, centrarea e proastă. Se respinsă ușor ca Vagoie până la Manea. Cam sus fundașii noștri. Dă în centru bine pentru Drăgan. Hai de una între fundași, peste tot. Beșleagă. Centrarea arată bine. Și este doar lovitură de la colț, pe care o bate Ghiunghiuș. Bate bine, că avem din nou corner, dar cred că nu se mai întâmplă nimic la cornerul ăsta. Bate Ghiunghiuș, mingea e tot respinsă, fă. Ghiunghiuș centrează până la Giura. Ce slabă reloarea, frate, a prins-o ăla așa de ușor. Mamă, să vezi ce le fac la pauză, bă, dar inadmisibil așa ceva. Manea, bine acolo. Doar Rato and Marius Manea have made a lot of mistakes today. Păi ce să le fac, mă, să funda și mei centrași de bază? Scapă Ghiu, Grigoraș. Bă, cui, cum să ratezi? Vine să schimb. Dar nu te schimb eu, ia să vezi acum. Aha. Ai niște prieteni. A venit pauza. Fivar fotbalul, cine va da vouă ghetele? Să vezi schimbări, să vă... Da, având în vedere că deschizi... Na, având în vedere că dai gol imediat cum începe a doua repriză. Wow, Smihu, ce slab. În fine, dar e oricum, cred că e primul lui meci. Bă, fine, mă, și cu cine vrei să schimb? Lasă-l pe tu. Giura scapă, șut! Gol, mă, frate, gol! 2-2! 2-2! În 10 minute când a început repriza a doua, dăm două goluri. Aplaudați-l pe Giura acolo că a dat două goluri senzaționale. O să fie titular de acum încolo Giura. Drăgan acolo, minge bună, dar Giura urmează centrarea, n-apucă, respinge. Wow, respingă ăștia până la Bura. Centru la Mureșan. Lazar. Oh, Gheorghe, ce periculos. Ca și gol la colțul scurt. Măi, frate, colțul scurt e colțul portarului, n-ai voie să iei gol acolo. Uite ce mi-au tăiat ăștia tot optimismul, tot Justin Gheorghe ăsta. Șleagă. Ce, să mai sperăm la un egal, că mai mult n-a. Bărbălău fuge pe mingea asta. Hai că 12 liber. La mingea ajunge pe la Giura. Aoleu. Dulca acolo. Bine că Cavagoe looks exhausted. Păi dar și a alergat omul și a obosit. Și mă dică, nu te cred că e penalti, frate. Nu te cred, bă. Bă, cum, mă, frate? Două penalturi au avut meciul ăsta, mă. Da, bate Iacob din nou. Ce să... 4-2. Mai sper la egal în 5 minute. Po, mai dăm și noi gol, mă? 4-3? Serios, vorbești? Mai dăm și noi un gol aici. Bărbălău să vede că... noroc cu respingerea aia. Centrat. Giura a fost... Tot Giura a fost la capătul acelei deviri. E bine. Dulcă.
Ghiriceanu, ce am să terminau, mai sperat să egalați, de unde atâta? Dacia Unirea Brăila, la echipa de la mine de acasă, băi, stau la 200 de metri de stadionul lor, acum nu știu, prea mai știu jucătorii după două sezoane ce echipă mai au ei. Dar jucăm acasă, jucăm pe stadionul nostru, pe Valentin Stănescu. Un meci foarte greu, spun eu, dar să vedem ce ne rezervă astrele. Acum nu mai crezi, frate, pe nimic, pe formă, pe echipă, pe calitate, nu mai. Cum o fi nou, șleagă pentru Bărbălău, nu reușește acolo trecerea de Niță, Lazar, o dătare, Mande. Aoleu, ce trecere acolo, ce lob, doamne! Ce gol putem lua, Dumnezeule! Doamne, iartă! Ce e pe repriza a doua, Giurea, atacantul nostru mai în formă, așa accidentat? Păi da, ce să... Chinioane, frate, că de asta se bun. Giura acolo, Cavagoe. Uite, liber acolo, frate, Bărbălău. Centrează, Sad, Sad și 1-1, frate, 1-1, doamne! Da. Bucură-te că golul e anulat de offside. Firară, baba ei, leagă. E mort, frate, e mort în porumb. Bă, trebuie să fac schimbări. A, dar bine. Hai mă, greșit și voi așa pe final, frumos, chiar. E mai degrabă, greșim noi. Bă, ne respinge, gândiu și acolo. Bă, cum o dă pentru Sadă ăla? Bă, ce credeți, frate, că avem săgeată albastră, îi pune să alerge? Păi da, am mingile astea lungi. În fine, Drăgan, Cavagoe, Sad. Nu e offside. Și 1-1. Oh, doamne, cât mă bucur la un egal. Hai, Rapidu, hai, Rapidu, dă-le go, dă-le go. Mihai, Ciobanu, Puia, Cubleșan, arată bine, bar. Și se termină meciul, doar un egal cu cei de la Brăila. E ok, nu pot să zic că nu. Băi, s-a notat momentan cu episodul acesta, au trecut 5 etape, suntem pe loc de retrogradare, deci nu. Deci nu, mi-e rușine, nu trebuie să fim așa, o să ne revanșăm noi episodul viitor mai mult, ca sigur. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, dacă nu v-ați abonat, să vă abonați, că e ok, trebuie să fiți la curent cu cariera noastră, că știu că vă place, știu că și mie place și sunt foarte... foarte hype cu treaba asta. Eu am fost Doru de la Game Buster și v-am salutat. Ciao!